Proiectul de act normativ care modifică legea privind alegerea autorităților administrației publice locale a fost adoptat tacit de senatori și prevede că pentru funcția de primar este declarat ales candidatul care a întrunit în primul tur de scrutin majoritatea voturilor valabil exprimate. În cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit jumătate plus 1 din totalul voturilor exprimate, se organizează un nou tur de scrutin la 2 săptămâni de la primul tur, la care participă numai primii 2 candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur, respectiv candidații aflați în situație de balotaj. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. Alegerea primarului într-un singur tur reduce foarte mult caracterul reprezentativ al rezultatului electoral și scade capitalul de identificare al electoratului cu alesul. Situația este cu atât mai problematică în cazul unui nivel ridicat de absenteism, care fragilizează actul de reprezentare, se arată în expunerea de motive a proiectului. Potrivit unuia dintre inițiatorii proiectului, deputatul PMP Eugen Tomac, alegerea primarilor dintr-un singur tur recompensează partidele mari, bine implementate la nivel local, și penalizează partidele mai tinere cu un scor mediu la nivel național. Proiectul merge la Camera Deputaților în calitate de for decizional. Revenirea la alegerea primarilor în 2 tururi a fost solicitată în mod repetat de PNL înainte de alegerile locale din 5 iunie, neconstituționalitatea alegerilor locale într-un singur tur de scrutin fiind sesizată fără rezultat la Curtea Constituțională a României de Liberali.